începe. Bună ziua! O să încep cu prezența celor, celor online. Ana Ileana, este aici, pardon. Botezatul Maria. Prezent. Bujor. Dumitru Marcel. Prezent. Azi sunt prezent, dar nu s-a bun la auzit. Dobrea Costel. Prezent. Un pic, nu. Și sergentul Adrian. Prezent. Domnul Dumitru. Dau de parcă atingeată. Doamna Pașcu. Ajunge, de ce? Ajunge, da. Vine și am făcut un pic. Vine, mai târziu. Și doamna Sticlaru. Doamna Sticlaru, Dana Celasela. Pentru început, o să vă supun votului pentru aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23 noiembrie 2023. Cine este pentru? Doamna Botezatu? Pentru. Domnul Bujor Dumitru Marcel? Pentru. Dobrea Costel? Pentru. Sergentul Adrian? Domnul Sergentu? Pentru. Votul nominal pentru aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de data de 5 decembrie 2023. Doamna Botezatu Mari, cine este pentru? Pentru. Din online, doamna Botezatu? Pentru. Domnul Bujor? Pentru. Domnul Dobrea? Pentru. Sergentul Adrian? Pentru. Doamna Sticlaru, Dana Celasela? Domnul Bujor, închideți microfonul, că nu-i nevoie. Faceți microfonie. Doamna Sticlaru, m-ați auzit? Da, spun pentru, bună ziua! Pentru! O să facem prezența pentru ședința ordinară de astăzi, pentru cei online. Botezatul Maria. Prezent. Bujor Dumitru Marcel. Acum nu mă aud. L-ați închis de tot. Dar ai zis vreodată să-l închidă. A ieșit la fumat. Domnul Dobrea. Prezent. Dumitru Mihai. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Doamna Pașcu n-a venit încă. Sergentul Adrian. Pentru. Și doamna Sticlaru Dana, Sticlaru Dana Cerasela. Pentru. Ați auzit și pe mine pentru, la mine nu prea am semnat. Da, da, v-am trecut prezent cu vă, bă, ți-a zis că ridicați mâna, domnul Bujor. Gata, ridic mâna. Înainte de a vota ordinea de zi, vreau să vă anunț că proiectele numărul 11, proiectele numărul 13, 12, 13 și 17 se retrag de ordinea de zi. 12, 13 și 17. 12, 13 și 17. 12, 13, 17. Ieri a apărut o modificare a ordonanței care, doamna director, motivul pentru care se
spuneți dumneavoastră. Ordonanța de urgență 115, care a intrat în vigoare de astăzi, prin care se modifică condițiile de tăierea posturilor vacante și se stabilește un nou termen de punere în aplicare a legii, respectiv luna iulie 24. În opinia noastră, în condițiile astea, nici nu cred că ar mai fi necesar modificarea și tăierea posturilor vacante, mai ales pe asistență socială sanitar, și mai mult decât atât, un termen mai mare, nu îl facem pe grav. La ordinea de zi, cine este pentru? Este a doua ședință la care văd că prin aparatul primarului am doar directorul general. Eu, dacă am întrebări, de la cine primesc răspunsul? Că dacă mi-o băgați pe aia cu răspunsul 30 de zile, nu ține. Nu era roban să am totuși și oamenii care fac proiectul, care fac hârtiile ca să mă lăbărească exact. Așa e normal, totuși. Am înțeles data general acolo. General și-au asumat că răspundi pentru urmă. Păi dacă îmi răspunde doamna director, cum mi-a răspuns la comisie, nu fac. Nu funcționează așa. Nu pare normal. Eu vreau răspunsul. Și răspunsul, să nu spuneți cu un om, cunoaște toate cele 23 de proiecte, că eu am duble. Ma, și poate să le dea răspunsurile pe loc la toate proiectele. Nu funcționează lucrurile așa. Încercați. Ok, dacă dumneavoastră vreți să funcționeze așa, asumați-vă. Dacă mai sunt discuții, dacă nu supunem la vot proiectul de zi, cu suplimentările, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Intrăm în ordinea de zi. Online-ul am votat înainte online. Am întrebat pentru ordinea de zi la online, înainte de procesele verbale. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Ionești. Domnul secretar general. La tehnic, vă rog, prins microfonul domnului, ori faceți ceva, că chiar nu. Doamne și domnule consilier, Consiliul Local hotărăște în condiții de licitare, în administrare, concesionare sau închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public sau al municipiului Ionești. În acord de solicitările înregistrate la primăria municipiului Ionești, se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate în documentele înaintate. Având în vedere cele menționate, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Comisiile. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Doamna Botezatu Maria? Pentru. Domnul Bujor Dumitru Marcel? Dobrea Costel? Pentru. Sergentu Adrian. Pentru. Sticlarul Dan. Ce Dumitru pentru? Pentru. Dumitru pentru, da? Doamna Sticlaru pentru, a spus, da? Da. Pentru, da. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile, terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Ionești. Domnule secretar general. În vederea realizării atribuțiilor conferite prin ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, Consiliul Local al municipiului Ionești oferește darea în administrare, concesionare sau închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local. Concesionarea terenurilor prezintă un dublu interes, atât pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a suprafețelor de teren, proprietate publică sau privată, cât și pentru cetățenii orașului. Formarea acțiilor prezentate și conform cu vederile codului administrativ, apreciem că prezentul proiect de hotărâre definește condițiile legale pentru a fi susținut de liberări și aprobări în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Reprezentanții comisiei, Comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia numărul 4, aviz favorabil.
Discuții, dacă sunt la proiect. Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 3. Online. Online, da. Doamna Botezatu. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Ticlarul Dana Cerasela. Pentru. Sergentul Adrian. Pentru. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare unor mijloace fixe și obiecte de inventar, aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare primire numărul 17054 din 18.8.2010, parte a contractului numărul 16.886 din 18.8.2010, de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat către SECE Domeniul Public și Privat Conect S.A. Domnule Secretar General. În vederea realizării obiectivelor stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de către SECE Domeniul Public și Privat Conect S.A., propunem darea în administrare a unor obiecte de inventar, bănci și mijloace și a mijlocului fix și cele mobile de concerte achiziționate de municipiul Onești prin contracte de furnizare către operatorul SECE Domeniul Public și Privat Onești S.A. și încheierea unei acte adiționale la contractul de delegare a gestiunii. În baza documentației înaintate și a registrației în materie, considerăm că proiectul îndeplinește condițiile de delegare din partidul supus de rezolvare și aprobării dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Comisie, Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Favorabil. Comisia 4. Favorabil, favorabil. Discuții, dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu, cine... Mă scuzați. Da, domnul Dar. Da. Deja ai trecut tot încerc să aflu informațiile date de această scenă. E foarte bine că a fost luată pentru prezidentele orașului, dar eu semnele de întrebare erau legate de valoare acestea. 6 miliarde, 611.660 de euro exact. Dacă nu care e întrebarea? M-am uitat și pe site-ul firmei respective, n-am văzut o scenă la valoarea asta. Pe caracterisele care le-am redus eu din proiectul dumneavoastră și pe dimensiune care ne-a de scena a fi o valoare mult mai mică, am cerut și cer în continuare documente legate de achiziția acesteia. Și atât, nu v-am dat de jur, nu am niciun răspuns. A, deci dumneavoastră, mă gândeam că valoarea alocată pentru scenă vă deranjează. Nu... Valoarea a fost, așa este, costă 6 miliarde. Într-adevăr, în ședința din octombrie, de 6 și 7 octombrie, în lista de investiții apare, dar în proiectul respectiv, în raportul de specialitate, nu facem nicio referință. Spune că conform listei de investiții. Acum, noi trebuie să verificăm și cred că se fac atât de viitor, să verific lista de investiții la fiecare ședință, să văd și apare ce discută. Dar trebuie și o investiție de 6 miliarde, cât de expusă în raportul de specialitate. Nu înțeleg. S-a aprobat suma asta pentru scenă. Bun, acum înțeleg că contestați că prețul este prea mare în comparație cu că... Nu, am spus doar întrebări, la care n-am primit răspuns nici până acum. Deci, joi, că eu știu că există. Pentru orice achiziție este o se prospectează. Piața se supune... Se supune Consiliul Județean să aprobe suma. Dacă dumneavoastră aveți dubii în privința valorii că ar fi supraevaluată, insist să sesizați organele abilitate. Nu, eu prima dată pun întrebări aici. Da, nu-i eu. Eu prima dată am pus întrebări aici, pe care nu am primit răspunsul. Insist să primeți răspunsul. Nu numai eu. Tu spune, nu. Întrebarea de toată privința. Am mai întrebat și noi în jur. Sunt foarte mari. Legat de scenă. Da. Scena a fost aprobată... Nu de aprobare. Nu. Domnul Zarzu zice că s-a uitat pe site și scena ar fi mai ieftină decât ceea ce... Mai ieftină?
Eu i-am recomandat să se sesizeze direct organele de abilitate, că dacă s-a întâmplat o... Haideți să vă răspund eu cu privire la scenă. Nu știu când ați întrebat, că astăzi ne-am întâlnit două secunde, dar... Deci noi de 3 ori de 3 ori ocupate, vine... Ce scuze, am 7 proiecte care trebuie să le finalizez până la sfârșitul anului, proiecte pe care dacă nu le finalizez, dăm toți banii înapoi. Și sunt împins în 900 de locuri. Problema este în felul următor. În ceea ce privește scena, în momentul în care am introdus pe ordinea de zi și am propus modificarea listei de investiții, am avut ofertă de preț în vederea stabilirii valorii estimate, noi am avut licitație, în licitație am avut PSA cu procedură, cu transparență, cu tratament egal, prețul este mai mult decât corect și nu este prețul cel mai mare și nici cel mai mic. În funcție de caracteristicile tehnice și cerințele pe care le-am avut, noi ne-am avut caiet de sarcini, documentație, toată pregătită pe asta, o evaluare, comisie de evaluare care a analizat oferta, îndeplinim toate condițiile de legalitate în vederea achiziționării. Scena la acest moment este doar recepționată, nu este și plătită, urmează să face plata, dar nu este o achiziție directă, nu s-a luat din catalogul electronic. Noi am văzut și comune care au cumpărat scene cu caracteristici similare cu ale noastre, cu prețuri mai mari. Dar nu este problema noastră, noi am avut într-o modalitate foarte transparentă, orice operator economic putea să vină și în urma licitației putea să, dacă erau pe piață produse similare, să obținem preț competitiv mai bun. Noi ne-am adresat nu prin achiziție directă, cumpărând de la un operator economic, am avut o întreagă licitație publică, 2 luni și jumătate, 3 luni au durat licitația. I-am întrebat nici nu stau cu 20 de luni, l-am întrebat și personal. Vreau spun acum, când era proiectul respectiv, să-mi dați niște informații scrise, dar ceea ce v-am întrebat. Hai, în 20 de minute n-aveam cum să vă dau informații scrise. Să înțeleg că dacă am niște nevoie despre achiziție sau despre un proiect, proiectul care îl primesc cu 5 zile înainte, n-am putut să întreb o teorie despre acel proiect în primar? Pe ce ne trebuie că doamna director general spune că e ocupată și se văd înainte? Cu 20 de minute înainte de ședință. Nu cu 20 de minute, de joia, zic domnul consilier. E trebuie, vreau să vorbim. Bun, dacă a sunat și n-au vorbit... Am vorbit cu domnul director economic. Păi bun, și cu ei trebuie să mă adreseze. Deci cu direcția de investiții mai trebuie cu cineva? Dar eu nu am primit un mesaj. Poate nu am putut să răspund în acel moment. Poate puteam să primesc un mesaj să răspund. Poate puteam să primesc... un mail să răspund, sau pe mail-ul primăriei. Dar nu sunt lucruri. Dar nu sunt lucruri. Dar nu sunt lucruri. Eu ți-am răspuns. Dacă aveți vreun dubiu în privința achiziției, vă rog să-i sesizați organele abilitate. Același lucruri. Postura mea de consilier, vă obligă să-l puneți la discuție, să mă lămuresc. Ați solicitat. Cu cine? Dacă directorul spune că nu... Ce v-a spus? V-am spus înainte de că nu e ok și că bine, două persoane nu au cum să cunoască, sau persoane 20 de secunde. Mi-a zis că e în regulă. Păi dacă e în regulă, haide să... Din punctul meu de vedere a dat un răspuns cât se poate de corect, doamna. Dar mai departe, dacă aveți vreun dubiu, privința că domnul a insinuat că... Nu, ascultați-mă un piculeț. Eu sunt convins că poate că trebuie să întâlnim, nu discutăm asta. Discutăm modalitatea de lucru. Vă explicați foarte clar. Răspunsul doamnei director mie mi se pare cât se poate de clar. S-au făcut proceduri... Dar întrebarea mea ați înțeles-o când v-am întrebat eu cui mă adresez dacă am nevoie pe proiecte? Și sunt aici toți trei directori, juridic, economic și dezvoltare locală. Sunt, aveți trei directori în față care răspund pentru subalternii în dreșură. Da, dacă mai sunt discuții. Dacă vreți să chemăm și de la spațiul local, nu știu... Cu o săptămână, poate prea mult răspuns la ce v-am întrebat acolo, sau trebuie să fac și scris. Să primiți informații, documente, exact. Sau informații? Exact. Documente. Documente. Puteți să-mi spuneți la ce documente vă raportați, să vă pun bibliorafturile cu propunerile tehnice, propunerile financiare, raportul procedurii, contractul, care sunt documentele pe care le solicitați? Va veni domnul consilier după și vă... După adică, ședință, vă spune ce... Sigur, fără niciun fel de problemă. Cred că puteți să le vedeți și în direct când ieși, că nu e nimic secret. Nu, dar sunt transparente, ele sunt pe seapă, adică nu există nimic care să nu fie transparent în această documentație. Dacă mai sunt discuții,
Atunci supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține, din online, o abținere? Din online, doamna botezată Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Abținere. Dumitru Mihai. Abținere. Sergentul Adrian. Pentru. Sticlarul doamna Cervasela. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare unor centrale termice către două unități de învățământ din municipiul Onești. Domnule secretar general. Având în vedere achiziționarea unei centrale termice pentru Colegiul Grigore Moisil Onești, precum și adresa prin care se comunică faptul că în cadrul contractului de furnizare a fost achiziționată centrală termică formată din 4 centrale montate ca scară pentru școala gimnazială George Călinescu, se propune doar în administrarea centralelor termice către instituțiile pentru care au fost achiziționate. Față de cele menționate, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumim, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Reprezentantul comisiilor de specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Pentru. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abține. Pentru cei din online, botezatul Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. E o problemă. Dumitru Mihai. Pentru. Sergentul Adrian. Pentru. Titularul Dana Cerasela. Pentru. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin vânzare la licitație publică cu strigare a unor mijloace fixe nefuncționale autovehicule. Domnule secretar general. În prezentul proiect de hotărâre se propune scoaterea din funcțiune și valorificarea prin vânzare la licitație publică cu strigare a unor mijloace fixe nefuncționale autovehicule ce aparțin de membrii privat al municipiului Onești. Procedura, condițiile de participare, documentele necesare pentru clarificare, care trebuie depuse de către ofertant și clauzele contractuale sunt prevăzute în documentația de achiziție și contractul de vânzare și cumpărare. Anexele la proiectul de hotărâre și în anexele la proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Sumele rezultate din valorificarea acestor bune se fac venit la bugetul local. În documentația anexată, vă supun în spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, trecem la vot cine este pentru, împotrivă, abține, din mediul online. Botezatul Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Sergentul Adrian. Pentru. Sticlarul Dana Cerasela. Pentru. Vă mulțumesc. La proiectul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a unui mijloc fix nefuncțional tractor și însușirea raportului de evaluare pentru vânzarea acestuia. Domnule secretar general. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 230/2023 s-a aprobat preluarea din administrare și obligațiuni publici și private sana în hotărârea Consiliului Local Onești a unui mijloc fix nefuncțional tractor. De asemenea, casarea și valorificarea acestuia. Conform codului administrativ, consiliile locale hotărăsc cu privire la valorificarea prin alte modalități proviste de lege a bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat, local sau județean după caz. Sumele rezultate de valorificare a acestui bun se fac de bugetul local. În baza documentației anexate, precum și a legislației în materie,
Vă supuneți pe deliberare și aprobare prezentă proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiilor, Comisia 1. Admis favorabil. Comisia 4. Favorabil. Dacă sunt discuții, pe marginea proiectului. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Online. Doamna Botezatu Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Sergentul Adrian. Pentru. Ticlanul Dana Cerasela. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind acordul municipiului Ionescu pentru instituirea dreptului de servitute aeriană asupra terenului afectat de proiecția palelor la sol în favoarea SC Borgești Wind SRL pentru derularea proiectului central de electrică Ioniană Onești de 85 de MW și raport la stația electrică Borgești. Domnule secretar general. Plângerea depusă SC Borgești Wind SRL solicită acordul municipiului Ionesc pentru instituirea dreptului de servitute aeriană asupra terenului afectat de proiecția palelor de la sol în favoarea SC Borgești Wind SRL pentru derularea proiectului centrală electrică Ioniană Onești de 85 MW și raport la stația electrică Borgești. În vederea autorizării construirii centrale electrice Ioniene, este necesară acordarea dreptului de servitute de trecere aeriană și terestre pentru proiecția la sol a palelor Ioniene pe suprafețele învecinate cu terenul, așa cum a fost definit prin planul urbanistic de zonă, aprobat și prin documentația de autorizare cu foarte vedere orizare incidente. Față de cele menționate, vă rog să vă mulțumesc aprobat proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Online. Doamna Botezatu Maria? Pentru. Bujor Dumitru Marcel? Pentru. Dobrea Costel? Pentru. Dumitru Mihai? Pentru. Sergentul Adrian? Pentru. Ticlarul Dana Cerasela? Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formate de către Matei Alexandru Lucian împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 216 din 23.12.2019, a hotărârii Consiliului Local numărul 244 din 21.12.2020, a hotărârii Consiliului Local numărul 357 din 15.02.2021 și a hotărârii Consiliului Local numărul 365 din 27.12.2022, hotărât ce stabilesc impozite și taxe locale în municipiul Onești. Domnule secretar general. În prezentul proiect de hotărâre se propune soluționarea plângerii prealabile formată de către Matei Alexandru Lucian în perspectiva hotărârii Consiliului Local menționată. Luând în considerare faptul că prin aprobarea acestor hotărâri de Consiliu au fost stabilite impozite și taxe locale, precum și unele taxe speciale pentru anii 2020, 2021, 2022, respectiv 2023, în baza prevederilor din legea contențiosului administrativ 554/2004, cu modificări și completări ulterioare, se propune Consiliului Local respingerea plângerii prealabile menționate. Tot în considerare cele menționate, vă rog deliberat să aprobați prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiilor, Comisia 1. Aviz favorabil cu majoritate. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții, vă rog. Eu. Vă rog, domnule consilier. Întrebarea mea este către directorul direcției civilice. Domnul Matei spune așa: Consiliul Local nu are competența de a reglementa cuantumul și nici modul de plată pentru despăgubire civile directoare, taxa fiind adoptată cu încălcarea competenței legale a intentului. Să înțeleg că o despăgubire noi am transformat în taxă, tot în cadrul plângerii dumneavoastră, spune așa, competența
pentru folosirea unui teren din proprietatea municipiului Mănești, publică sau privată, da? O stabilește doar instanța de judecată. Dacă competența este doar instanța de judecată, e clar că este despăgubire. Instanța de judecată nu poate să dea o taxă. Am citit și răspunsul dumneavoastră și din punctul meu de vedere e un pic cam de mine. O să vă răspund punctual. Nu vă contest absolut nimic din argumentele pe care le spuneți dumneavoastră. Sunt mereu perfecte, dar din punct de vedere juridic pot să vă spun următoarele lucruri. Cu speța cu Matei Lucian este una veche, ne-am mai judecat și în trecut încă din anii 2018 cu dumnealor. Au câștigat un singur proces cu primăria Onești, acela privea doar o dispoziție prin care îi se respingea o contestație. Nu a atacat hotărârile de Consiliu, în acest moment atacă hotărârea de Consiliu, niște hotărâri prin care se stabilește o taxă pentru ocupare teren fără contract de concesiune și închiriere. În opinia noastră, taxa este perfect legală. Modul cum a fost ea aplicată sunt discuții care se poartă într-adevăr la instanțele de judecată. Dar taxa, astfel cum a fost stabilită de Consiliul Local, este legală, ea există atât la Oradea, există și la alte consilii locale în mod similar. Am luat, atunci când v-am propus dumneavoastră ca să respingeți această plângere preabilă, toate temeiurile legale care au fost invocate de către Consiliul Local în hotărârile, tocmai acestea care se atacă. Și atunci, și aici ne-am referit la textul din Constituția României care permite consiliilor locale să stabilească taxe în toate domeniile, ne-am referit la prevederile similare din codul fiscal, care prevăd faptul că pentru ocuparea temporară a unor terenuri aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, consiliile locale pot stabili taxe. Deci, în opinia noastră, consiliile locale au competența să stabilească taxe pentru ocuparea temporară a locurilor publice, așa cum sunt prevăzute ele de codul fiscal. Faptul că s-au adus niște argumente din niște hotărâri de către ăștia anterioare, repet, ele nu priveau anularea unor hotărâri de Consiliu, ci doar a unei dispoziții de primar. Este opinia complet de judecată, raportat la alte hotărâri judecătorești prin care au fost atacate taxa similară și s-au respins în instanță. În opinia noastră este de competența instanței judecătorești la final să decide dacă este vorba despre o taxă legală sau nu. Consiliul Local, în momentul de față, trebuie să se pronunțe printr-un vot dacă admite sau nu respinge această plângere, apărându-și sau retractându-și hotărârile anterioare, care sunt din anii, au produs efecte juridice, nici nu mai pot să mai pune problema revocării acestea. Dacă îmi permite, domnule. Întrebarea mea era alta. Înțeleg că... Haideți să facem altfel. Dacă eu refuz să închei un contract de închiriere sau de concesiune cu primăria Onești și folosesc un teren public al primăriei pentru a ajunge la un imobil al meu, ce se întâmplă? Da? Primăria Onești are o singură modalitate, de a nu da în judecată. Corect? Și instanța de judecată stabilește niște despăgubiri pe care eu trebuie să le plătesc. Despăgubiri care n-au cum să fie mai mari decât taxa de închiriere sau taxa de concesiune, probabil cea mai mare dintre ele, plus penalitățile și dobânzile aferente. Da, este o soluție corectă. Asta înseamnă este o posibilitate. E o posibilitate. Și această taxă este taxă stabilită de Consiliul Local, despăgubirile la care faceți dumneavoastră. Nu, vreau să nu, haideți să nu confundăm o sumă de bani pe care noi o numim taxă și ne încăpățăm, și spunem taxă, când ea, de fapt, reprezintă o despăgubire. Sunt două lucruri total diferite. Ce reprezintă? Stabilește o instanță de judecată. Nu e o despăgubire, este o taxă stabilită de Consiliul Local. Taxa o stabilește Consiliul Local, instanța se pronunță dacă este legală sau nu, iar despăgubirea o stabilește doar instanța. Sunt două lucruri distincte, două lucruri paralele. Nu discută nimeni de despăgubire. Discutăm de taxă. A fost atacată taxa, nu este o despăgubire. Nu, care? E o taxă, ca așa îi spunem noi, dar suma aceea de bani... Și a fost stabilită de Consiliul Local. Este o taxă. În completarea argumentelor pe care le-a spus colegul meu, pot să vă spun doar atâta că
Consiliul Local este administratorul domeniului public și privat al municipiului Onești. În calitate de administrator poate să stabilească taxe pentru ocuparea terenului pe care îl are în administrare. Această taxă este stabilită în mod corect și legal. Ea nu a fost contestată de către instituția prefectului, nu a fost contestată, nu a fost constatată ca fiind nelegală de către nicio instanță de judecată. În aceste condiții, în opinia noastră, proiectul de hotărâre supus aprobării astăzi este perfect legal. Nu m-ați înțeles, doamna. Eu am înțeles foarte bine, dar cred că prefectura v-a spus că hotărârea pe care ați dat o taxă este legală și că Consiliul Local are dreptul de a fixa o taxă. Dar nu și că suma respectivă este o taxă. Dumneavoastră, nu, la acest moment nu discutăm de modul de punere în aplicare a hotărârii Consiliului Local. Modul de punere în aplicare a hotărârii Consiliului Local se face prin alte acte administrative, respectiv acte administrative fiscale. Noi la acest moment suntem cu un proiect prin care ne-au fost atacate hotărâri de Consiliul Local prin care s-au stabilit taxe. Domnul primar, nu vorbesc de mere și directorii noastre vorbesc de portocale. Nu cred că reușesc să înțeleg. Dumneavoastră i-ați adus. Sau cred că nu trebuie să mă dacă îmi permiteți, domnul președinte. Vă rog. Sunt în asentimentul colegilor mei. Normal. Această plângere, domnul Cipășina, dumneavoastră înțelegeți într-un alt mod, respecta modul în care înțelegeți și interpretați dumneavoastră, noi interpretăm în modul, zic eu, cât se poate de legal și de obiectiv această plângere prea mare. Discutăm de 3-4 hotărâri de Consiliul Local care au stabilit o taxă în anii respectivi. Că e legală sau nu e legală, ce s-a înseamnat hotărâri. În opinia noastră este o taxă. Ce s-ar întâmpla dacă în Onești nu ar fi existat această taxă? Ar fi fost anarhie, pentru că nimeni n-ar mai fi vrut să concesioneze și sunt destule societăți care nu doresc concesionarea, nu doresc închirierea și stau bine mersi acolo. Și apoi să ne judecăm zeci de ani ca să obținem despăgubiri. Nu, este o taxă de ocupare loc public. A venit, a ocupat, nu are contract de concesiune sau închiriere, plătește taxa respectivă cât stă acolo, o lună, două, trei, un an, doi, trei. Omul e nemulțumit și consideră, eu am înțeles și eu foarte bine ce spuneți noastră, consideră asta că ar fi o despăgubire, n-ar fi o taxă. În opinia noastră este o taxă, așa am gândit-o noi. Vedem ce va spune instanța. O singură completare aș avea, dacă îmi permiteți, domnul președinte. Articolul 486 Codul Fiscal îmi spune așa, consiliile locale pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeilor. Deci este o taxă pentru utilizarea temporară. Taxă deci mai nu este o invenție a noastră, este dar sunt foarte multe primării care au astfel de taxă aprobat. Asta este în cea mai defectuoasă logică posibilă. Da. Noi am dat argumente juridice. La hotărârile pe care le-am dat aici în Consiliul Local de 2019, din 2020 sunt parte, că am votat toate hotărârile alea și le-am votat, da? Și aceeași chestie o să-i învoce și eu. Sunt unii care au dat, care au făcut la fel. Faptul că am fost naiv, sau cum vreți să spuneți, și n-am știut să mă uit bine în hotărâre, nu înseamnă că ceilalți au dreptul să o folosească pentru a da aceleași hotărâri cu dubii. O întreb și eu, poate n-am înțeles bine întrebarea sau solicitarea dumneavoastră. Dumneavoastră vezi ca oricine să poată ocupa orice teren fără să plătească o taxă? Și s-a stabilit o taxă pentru cei care ocupă mai mult sau mai puțin abuziv sau sunt atâtea situații în care expiră concesiunea și nu părăsesc locul și atunci se ia taxă. Nu știu dacă ăsta e și cazul. El probabil a avut concesiuni un timp pe aleea respectivă, după care n-a mai probat, nu știu, special că nu m-am aplicat asupra ei în mod deosebit. Dar e o taxă pentru ocupare loc public. O taxă aprobată prin hotărâre de Consiliul Normal și normal ca cei care ocupă un loc public să plătesc o taxă. Dacă nu va fi legal, va spune instanța. Dar atât timp cât instituția prefectului n-a contestat hotărârea, n-a existat o sentință judecătorească care să spună că nu e legală taxa respectivă, până în momentul contrar, taxa stă în picioare. Mulțumesc. Da, dacă mai sunt discuții, dacă nu trece numai tot cine este pentru, împotrivă, abține,
Pentru online, doamna Botezatu Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Sergentul Ardian. Pentru. Ticlarul Dana Cerasela. Pentru. Vă mulțumesc. Au votat pentru. Pentru, da. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de adaptare și atenuare a schimburilor climatice pentru municipiul Onești, în cadrul proiectului de elaborare a planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Onești, județul Bacău. Domnule secretar general. Prin categoriile de atribuții enumerate de codul administrativ pentru Consiliul Local sunt și atribuții privind dezvoltarea economico-socială de mediul comunei, orașului sau municipiului. Având în vedere preocuparea municipalității de îmbunătățirea stării mediului înconjurător, în ecosisteme și reducerea efectelor adverse ale poluării și ale altor activități ale omului, în anul 2023, municipalitatea a semnat un statut de finanțare pentru realizarea proiectului elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Onești, finanțat cu mecanismul financiar al spațiului economic european, în cadrul programului mediu adaptare la schimbările climatice și ecosisteme. În baza documentației înaintate, precum și a legislației materie, vă supunem spre deliberare și adaptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiei, comisia numărul 1. Avis favorabil. Comisia numărul 2. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Online, doamna Botezatu Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Sergentul Adrian. Pentru. Ticlarul Dana Cerasela. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Onești la data de 5.12.2023. Domnule secretar general. Doamnă și domnul consilier, conform legislației materiei, care precizează faptul că autorizatorii municipali de credite obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare către autoritățile deliberative execuția bugetelor obținute pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului de împrumuturi externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu planul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetară, astfel încât la sfârșitul anului să nu înregistreze plăți restante, iar diferența de suma veniturilor încasate și excedentul anului garantării utilizate în finanțarea bugetului bugetar corect, curent, pe de parte și suma, suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte să fie mai mare decât zero. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiei, comisia numărul 1. Avis favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. Online, doamna Botezatu Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Sergentul Adrian. Pentru. Ticlarul Dana Cerasela. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Onești pentru anul 2024. Domnule secretar general. Consiliul Local are inițiativă și acelește în condiții de lege toate problemele de interes local potrivit codului administrativ. Având în vedere că prin hotărârea Consiliului Local de 1970 pe 2020 s-au organizat președinții de ședință local în 2023,
Pentru desfășurarea anume condiției arbitrarilor autorității deliberative este necesară să aprobă până la data când noul Consiliu Local constituit sau urmarea legilor locale ce se va desfășura în anul 2024 va fi validat. Este necesară alegerea președinților de ședință care se reconducă lucrările Consiliului Local. În considerare cele menționate, vă rugăm deliberat să aprobați prezentul de lege hotărâre în forma prezentată. Cu precizarea că este proiectul hotărâre cu vot secret. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiilor, în comisie, Comisia 4, favorabil. Comisia 4, nu am auzit. Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, să mergem la vot. Și eu mă dau un like,
Maria, la proiectul 15. Pentru.
Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Ticlaru Dana Cerasela. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare pentru unele bunuri imobile aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora. Domnule secretar general. Nu de ce fac... Având în vedere prevederile legislative conform cărora valoarea ajustă se determină pe baza unor evaluări efectuate de regulile de evaluatori autorizați, conform reglementărilor anumitoare și ca urmare a întocmirii de rapoarte de evaluare de regulile evaluatori autorizați anumitoare, se propune însușirea și aprobarea prezentelor rapoarte de evaluare în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative ajungând la rapoarte în proprietatea municipiului. Față de cele prezentate, vă rugăm să liberați aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții, dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu, se punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul 17 a fost retras. Online. Botezatul Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Domnul președinte, am o rugăminte, vă rog. Eu am văzut ordinea de zi, am citit-o în totalitate, am luat cunoștință de ea, mi se descarcă telefonul și nu o să mai pot să votez. Votez acum pentru toate proiectele de acum încolo. Nu se poate. Mulțumim, dar nu se poate. Mulțumim, dar nu se poate, da? Bun, atunci stau până când se descarcă. Să vedem cărșul de stat. Mulțumim, bun, de domnul Bujor. Pentru sau? Pentru. Bun. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Ticlaru Dana Cerasela. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul 17 a fost retras, proiectul 18. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a unor taxe speciale pe anul 2024 în municipiul Onești. Domnule secretar general. Conform codului administrativ, în scopul asamblării autonomiei locale, autoritățile deliberative ale administrației publice locale au dreptul să instituie și se instituie să perceapă impozite și taxe locale, să aprobe bugetele locale ale unităților administrative locale în condițiile lege. Proiectul de hotărâre privind indexarea pe rata inflației de 13,8% asumării la perioadele impozitelor taxelor locale aplicate de 1924, conform cadrului fiscal, prin o obligație legală a autorității de eliberare a publică. Pentru anul fiscal 2024 se acordă în continuare facilitățile fiscale tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice care se încadrează prevederile legale la acest nivel cu anii precedenți. Luând în considerare cele menționate, vă rugăm să deliberați să aprobați prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Avem și trei amendamente aici. Da, raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Comisia numărul 4. 4. Favorabil. Mulțumesc. Avem aici 3 amendamente. Discutăm amendamentele pe rând fiecare amendament, în care proiectul... În ordinea în care au fost depuse, în ordinea... Da, dar ordinea de ordinea. Deci pentru amendamentul domnului primar am spus o citire, pentru celelalte amendamente v-aș ruga cei care ne-ați depus lucrurile politice care le prezentați. Prin amendament se propune modificarea următoarelor articole din regulamentul privind taxa specială de salubrizare. Astfel, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins. Persoanele fizice care dețin locuințe și stau locuiesc pe rata municipiului Onești
persoane fizice autorizate, întreprindere familiale, întreprindere individuale care au fund de lucru sau desfășoară activități economice în municipiul Onești, persoane juridice care au sediu, punctul de lucru sau desfășoară activități în municipiul Onești, instituțiile publice, cultele religioase și asociațiile de proprietate sunt obligate la plata taxei speciale de salarizare stabilite prin prezenta hotărâre. Articolul 6 al liniatului 1 se modifică și la plata care se plăiesc. Pentru toți utilizatorii bancați și persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiare care au sediu, punct de lucru sau desfășoară activități în municipiul Onești, persoane juridice care au sediu, punct de lucru sau desfășoară activități în municipiul Onești, instituțiile publice și cultele religioase datorează taxa specială pentru persoanele care desfășoară activitatea în cadrul acestora, indiferent de tipul de contract, pe baza evidențelor înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau pe baza evidențelor personale lunare ale societății, state de plată, contraje, etc. De asemenea, se propune prestarea eroii de la punctul 4.2 din anexa 1 la prezentul proiect de hotărâre, unde dintre eroare de tehnică redactare a fost făcut articolul 470 în loc de articolul 474 în articolul. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții de fecere menționate la liniatul 5 act 474 pro civil este egală până la 100 de valoare autorizată al lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor la terenie. Față de cele prezentate, propunem modificările menționate mai sus la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitului și taxele locale pe anul 2024. Dar mai sunt la câteva capitole, dacă vă pot spune. La 10.1, dacă puteți nota, la contravenții, am diferit un pionier și de un plus, dar trebuie corectat. De la rogă 376.91 se fie 377.68. Pagina 28 din proiect, după punctul 10.1. Așa. La 10.2, la fel, din 376.98 se transformă 376.68. Și mai ajuns la taxa de salubritate, la articolul 18, pagina 46 din proiect, la fel, trebuie să locuiți valoarea 376.98 cu 376.66. Și la, la litera A și la litera B. Era din calcul, dar să ne simplificăm. Și 8.6 tot, este la primul. A fost să mulțim cu 7.5. Domnul director, îl lăsăm la sfârșit și îl trecem mai departe să vedeți corect. Vă dau foaia unde mi-am notat ca să mă vedem mai ușor să mă vedem. O le-am notat. După ce le modificați, mai uit odată pe domnul Zadu. Verificați înainte de a introduce de lucru. Dacă sunt discuții pe marginea. Următorul proiect de hotărâre sau amendament? Urmăm proiectul cu totul și mergem pe alea la și lăsăm proiectul la final ăsta. Lăsăm proiectul cu totul de oanțe până de folosirea. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SECE domeniul public și privat Onești S.A. pe 2023. Domnule secretar general. Doamne, domnule consilier, în vedere faptul că bugetul inițial aprobat al 10.9 ce este necesar în sectorul pentru desfășurarea unor condiții atribuite la activităților, ca urmare a identificărilor de fermei de parcursul anului, care nu au putut fi prevăzute inițial, a creșterii salariului minim cât pe țară conform HG 900/2023, a majorării valorilor pichetelor de masă, este necesară suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe suma solicitată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Favorabil, majoritatea.
vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, vă rog, domnule consilier. Prima dată inițiatorul. Deci, bugetul care mi-a fost prezentat ar trebui să reflecte foarte exact execuția bugetară la 30 noiembrie sau dacă n-ar fi gata la 31 octombrie, că n-au alt vreun. E corect ce spun? Da. În condițiile astea, dumneavoastră ca inițiator, domnul primar, vă însușiți bugetul de PP în forma în care este prezentat? Ok. Domnul secretar, dumneavoastră, dați aviz de legalitate pentru bugetul PTP pe forma în care este prezentat? Nu sunteți la poliție. Știu de ce trebuie ședință publică, domnul Gitano. Eu am vrut să fac toate astea la Comisia Economică, dar dacă dumneavoastră nu obținuți. Atâta vreme cât există un raport favorabil din partea compartimentului de specialitate, pentru că aici sunt strict date tehnice, economice, evident că voi da avizul de legalitate. Ok. Și dumneavoastră vă însușiți proiectul în forma prezentată cu domnul director? Da, este raport de specialitate. Deci și vă însușește doamna Angel în forma prezentată, da? Nu, doamna Angel. Vă rog să spuneți tare că suntem în ședință publică. Vă mai întreb o dată. Doamna director general, vă însușiți raportul de PP în forma prezentată? Eu nu am raport de specialitate la acest proiect. Am spus că domnul director economic așa a însușit proiectul prin raportul de specialitate pe care l-a prezentat. Nu cred că domnul director are nevoie de avocat. Ce scuze? Domnul director spune singur, l-am întrebat pe domnul director și răspunde la întrebare. Nu cred că e greu. Domnul director, vă răspund. Vă rog să-mi dați răspunsul. Din însușiți în forma în care este prezentat? Deci raportul ăsta ar trebui să reflecte execuția bugetară a DPP, dacă nu la 30 noiembrie, cel puțin la 31 octombrie. Înțelegeți? Dumneavoastră înțelegeți ce zic? Deci eu îmi asum, am redactat raportul de specialitate. Okay. Domnul Zarzo. Da, la sfârșitul lunii septembrie am venit o întrebare, septembrie, august, am venit o întrebare legat de acea lucrare de la ieșirea din oraș, despre Brașov, cu o parte a fost asfaltat în pere, de partea a intrat din oraș, și unde astea valul de lume. Răspunsul care l-am primit atunci, de fapt nu am primit niciun răspuns, am fost trimis să caut, l-am căutat și l-am găsit, atât în interiorul și în exteriorul instituției, la specialiști și răspunsul a fost următor. Vă rog, în tehnică pe partea organizării din oraș. Întrebarea mea, de ce s-a permis aproape 300 de metri, cel puțin 300 de metri de asfaltare greșit și de ce s-a făcut excepția la această lucrare cu defecte? Asta e întrebarea mea. Odată ce s-a făcut recepția, e o reparație. Nu s-a văzut că drumul are o problemă de calitate? Pe aceea speță o primărie din țară a plătit amenzi foarte mari. Da, nu știu la ce primărie faceți referire. Aici a fost o lucrare de reparație, n-a fost o investit, n-a fost o lucrare de la zero. Lucrările de reparații sunt reparații. Întrebarea mea a fost de ce s-a făcut recepția și s-a gândesc că s-a urmează în proiectul de astăzi să se facă și plată. Nu numai la asta, fără și la altă. Probabil plata s-a făcut de mult, nu acum. Probabil. Adică, în mod sigur, s-a făcut din luna respectivă. La finalul lunii respective. Întrebarea mea a fost și atunci, nu este și acum, cum de s-a făcut recepția la așa ce. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Dacă mai sunt discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pentru online, botezatul Maria? Abținere! Bujor, Dumitru Marcel. Numărul de telefon. Dobrea Costel. Abținere.
Dumitru Mihai. Abținere. Ticlaru Dana Cerasela. Doamna Ticlaru. Proiectul numărul 21. Mulțumim, doamna Ticlaru. Proiectul 21. Proiect de hotărâre privind rambursarea parțială anticipată a unui număr de 12 rate din creditul contractat la Unicredit Bank de către municipiul Ionești, precum și acordarea unei perioade de grație de 12 rate de credit în perioada ianuarie-decembrie 2024. Domnule secretar general. Între municipiul Ionești și Unicredit Bank a fost încheiat un contract de credit în data de 27.06.2006 cu scadență la data de 31.05.2026, contract ce se află în derulare. Conform prevederilor articolului 3 aliniatul proiectul 3 din contractul ne-a fost menționat, cred că va putea fi rambursat și anticipat scadenței cu aportul băncii fără percepere de comisioane penalizatoare. Suma minimă ce poate fi rambursată anticipat este de 32.648,5 euro, respectiv contul de unierată lunare. Conform articolului 8, alineatul 8-6 din același contract, rambursarea anticipată este permisă cu notificarea băncii cu minimă 5 zile înainte de scadența următoarei rate. Respectiv, la prevederilor alt 8-7, suma minimă pentru fiecare rambursare este de 32.648,5 euro. În considerare cele menționate, vă rugăm să rezolvați să aprobați proiectul de hotărâre și urma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1, Comisia 1. Aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Eu vă rog, voieșul. Data asta, domnule, pot să vă zic de bine, nu? De vreo 3 ani, dacă îmi amintesc, în fiecare an facem rambursarea anticipată a creditului, practic, în tot timpul de respectiv. Sunt 12 milioane dați în mandatul ăsta. Mai avem 2 milioane. În afară de acești bani care urmează să-i dăm în perioada imediat următoare, mai avem 2,8 milioane de lei de achitat. Eu îmi doresc ca anul viitor să încheiem cu datorii. Probabil vom fi printre puține, dacă nu singura primărie din... Poate sunt un pic exagerat, dar oricum printre puținele primării din România fără datorii. Da, știu, ăsta este singurul credit pe care îl avem. Care mai avem, că unul a terminat acum, unul a dat la data anticipată. Asta mai avem. Da, să nu zic de bine, că e de bine. Dacă mai sunt discuții. Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Online. Doamna Botezatu Maria. Pentru. Domnul Bujor. Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Ticlaru Dana Celasela. Pentru. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul 22. Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare al instituției al structurii funcționale, primăria municipiului Ionești și al instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local. Inițiator, Neghină Victor Domnescu, primar. Domnule secretar general. Ținând cont de faptul că Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, pe care și organizarea funcționale de specialitatea primarului și a instituțiilor serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local, în acest prevedere de hotărâri Consiliului Local numărul 270/2023, a fost așa necesară oportunitatea să puși la prevederile legale în materie, privind organizarea și funcționarea structurilor funcționale, aparținând aparatului de specialitate, instituțiilor serviciilor publice, aflate în subordonarea șofturilor local, se propune aprobarea prezentului regulament în forma prezentată. Mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Vă mulțumesc. Discuții, dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abține. Online, doamna Botezatu Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel.
Tobia Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Tipul Dana Cerasela. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2023, inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar general. În urma analizei contului de execuție s-a constatat că sumele aprobate în bugetul inițial nu sunt suficiente pentru plata anumitor cheltuieli, cheltuieli sau utilizare cheltuieli, sece domeniul public, indemnizație, handicap, CES, bunuri și servicii de unități de învățământ, reambursare ferii de credera, în fiecare pentru care este necesară alocarea sumelor pe această destinație, în modificare ce se va realiza prin redistribuirea de la capitolul bugetare, unde există surse financiare neutilizate și la venituri complementare încasate din sume repartizate de la bugetul de stat. Totodată, ținând seama de faptul că sumele repartizate pentru plata drepturilor asistenților personal și indemnizațiilor persoanelor handicap nu sunt suficiente, astfel încât să acopere inclusiv drepturile lunii noiembrie, este necesară ca aceste diferențe să fie alocate de la bugetul local, astfel încât să nu poate fi achitat, să poate fi achitate obligațiile restante față de categoriile de personal menționate. Precizăm că alocarea sumelor în cazul aprobării se poate face prin distribuire de la anumite capitole bugetare, unde există proiecte bugetare neutilizate, precum și depășiri de venituri. Ca urmare a celor prezentate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Mulțumesc, domnule secretar general. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Reprezentantul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc, discuții, dacă sunt în marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, online, doamna Botezatu Maria. Pentru. Domnul Bujor Dumitru Marcel. Domnul Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Tiplarul Dana Cerasela. Pentru. Vă mulțumesc. Da, revenim la proiectul 18, proiectul cu amendamente. Mai citim o dată proiectul de amendamente în ultima. S-a lămurit acuma să și cu observații de urmă. Dar ce aveam să ne lămurim s-a clarificat. Da. S-a adresat de la BNR, care e urmă. Deci înțeleg că nu mai sunt probleme. 6 doar la contravenții, acel reu care... Și e va fi un amendament al dumneavoastră sau al dumneavoastră? Înseamnă că vine un al patrulea amendament sau vă completați amendamentul noastră? Fiind o... Chiar nu are nicio relevanță cine face amendament. Corect, se facă domnul Deci amendamentul domnului primar rămâne în forma asta discutată, se va discuta, se va vota, după care urmează celelalte amendamente și în final amendamentul domnului Zazu, pentru că a venit politică și vorba de o rectificare. Dacă sunt discuții la amendamentul domnului, depus de domnul primar. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abține. Online-ul. Da, abține, da. Doamna Botezatu. Pentru. Domnul Bujor Dumitru Marcel. Domnul Dobrea Costel. Abțin. Domnul Dumitru Mihai. Abține. Tiplarul Dana Cerasela. Doamna Sticlaru? Am spus pentru. Mulțumesc, nu s-a auzit. O să citim amendamentul depus de Partidul Național Liberal. Cine citește? Da.
amendament la proiectul de hotărâre prin aplicarea articolului 16-2 în fase speciale pentru 2024 municipiul Unești, anexa 1, articolul 27, va avea un zăpăr de forținut prin postul al faxa pe clădiri din cazul clădirilor rezidențiale sunt de persoane juridice, se calculează prin aplicarea unui port de rezervă 18-2 din fazarea clădirii. Articolul 131 va avea un zăpăr de forținut prin postul pe clădirii rezidențiale sunt de persoane fizice, se calculează prin aplicarea unui port de 1-17-2 din fazarea clădirii. Articolul 132 va avea următorul conținut, impozitul pe clădiri de rezidențiale aflat în proprietatea sau rețet de persoane vice, impozitul se calculează prin aplicarea metodei de 1.17 a valorii impozate la clădiri. Anexa 3.5 va avea următorul conținut, spații încheiate la Biblioteca Municipală Radu Răsesc Observa Presențeala pentru activități numai pentru spații în caz de social activități cu scopul de sau politic 350, am păsat de vara din acest an. Anexa 3.8. Spațiul închiriat pentru desfășurarea activităților de tipul prezentare produse, târguri cu vânzare, prezentare personală, prezentare comerciale, muzeu, parter, scândei. Am persoat la valoare din acest an. Anexa 4.8. Litera D. Va avea următorul conținut. Asta e încheierea serii material capitol în zilele de luni și marți. Ale fiecare se pentru scop comercial sau politic. Am persoat la valoare de 800 de lei din acest an. Și pasă de închiriere a sării celor doar capitolul zile de miercuri sau duminică, până duminică, ale cei care sunt în scopul de cel mai am propus 100 de lei ora. Valoare era atât 800 cât și 1000, cu tot TVA. Articolul 6, litera D, clădiri noi sau reabilitate de destinație de locuințe pentru care proprietarea execută pe totala propria lucrări pentru creșterea performanței energetice, pentru instalarea de sisteme de producție a energiei electrice, de surse fotovoltaice sau sisteme ecologice și eficate de colectare și tratarea apelor uzate, de consumul propriu. Am specificat și articolul din codul fiscal 456, aliatul 2 litera H1. Litera E. Credibile afectate de calamități naturale pe perioade de până la 5 ani începe în Marea Neamă, în care s-a dus evenimentul. Articolul, la fel, 456, aliatul 2, litera I. Litera F. Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau proprietatea persoanelor al căror venitul lor este mai mic decât salariul minim brut pe țară, ori consta un activitate în rezultate prin indemnizația de șomaj sau ajutor social, articolul 46, aliatul 2, litera APA. Și litera G, clădirile folosite pentru desfășurarea activități sportive, inclusiv clădirile parțiilor funcționale în fazele sportive, cu alt la fel impozit fiscal, 456, aliatul 2, litera S. Pentru articolul 241, se întoarce articolul 241, consider că tot din codul fiscal, terenul utilizat pentru utilizarea servicii sociale de organizații guvernamentale și de plăți sociale ca furnizor de servicii sociale, terenurile utilizate de organizații non-profit folosite exclusiv pentru utilizații fără scop lucrativ, terenurile aparține asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ și terenurile afectate de calamități naturale pe perioade de până la 5 ani, inclusiv până la începutul cu 1 ianuarie anului în care s-a pus evenimentul. Știi, ca la J, terenurile aflate proprietatea persoanelor care au venit cu Dunaie sunt mai mici sau decât salariul minim de pe țară, oricum stau în securitate în organizația de șomaj sau cu asociații. Astea sunt luate din codul fiscal, în care este specifică posibil de pot acorda aceste scutii sau reduce de impozit. Răspunsul care l-am primit astăzi e un răspuns care n-am mai auzit așa ceva până acum, în care se spune că aparatul nu are suficient personal să ne dea un răspuns. N-am mai zis așa ceva. Haideți că vă completez eu și amendamentul l-am primit, cred că cu o oră, două, nu știu. Nu, asta e dimineața, l-ați primit. Când ați făcut amendamentul, ați făcut și o simulare? Ce ar însemna ca și impact bugetar? Noi asta așteptam de la în două ore n-aveau cum să verifice toate. Ce ar fi însemnat ca și impact bugetar? Eu sunt în asentimentul dumneavoastră, sunt pentru scăderea taxelor, inclusiv la mediul de afaceri, pentru că știe, nu e nicio necunoscută, că nu provin din mediul de afaceri,
ceea ce cere dumneavoastră o reducere de 10% pentru taxele care revin mediului de afaceri pentru impozitul pe clădiri sau și alte impozite, înseamnă o sumă, părerea mea, nesemnificativă pentru mediul de afaceri, dar ar destabiliza complet bugetul primăriei. Valoarea se poate discuta. Păi eu vă dau un exemplu, ca și un exemplu simplu. Firmele la care sunt eu acționar, cred că plătesc până în 300.000 taxe locale și peste 2 milioane taxe la bugetul de stat. Adică dacă ar primi o reducere de 10%, ar face o economie de 30.000 în comparație cu 2 milioane care dă firmele mele la stat, ar fi o sumă absolut nesemnificativă pentru... Și, bun, asta e raportat la o firmă relativ, nu mare, și la cine să zicem. La o firmă mică, taxele sunt mai mici, la o firmă mai mare, sunt mai mari. Dar nesemnificativ în comparație cu taxele care se plătesc la bugetul de stat, nici nu ajută, nici nu încurcă o firmă acești 10%. În schimb, bugetul local sunt riscuri mari să-l destabilizeze. Încă o dată spun, ar trebui să fiu primul interesat, dar mă gândesc și la soarta orașului și la dezvoltarea orașului. Am discutat cu câteva ani despre în fiecare an. Faptul că anul acesta s-a solicitat o scădere cu 10%, nu înseamnă că nu s-ar fi putut discuta o scădere cu 5% sau cu 4% în funcție de calculul care ar fi fost făcut de către direcția economică. Adică n-am fi putut duce într-o zonă care să existe o scădere pe care poate agenții economici nu o simțeau foarte tare, dar care nici să nu împieteze foarte tare la desfășurarea bunei activități a primăriei municipiului Onești. Adică cred că se putea găsi un echilibru să nu fim chiar la maximul prevăzut de codul fiscal în ceea ce privește taxele plătite de către persoanele juridice. Aici întotdeauna am spus că eu știu că este un efort faptul că reușim să păstrăm taxele pentru persoanele fizice spre minim. Însă cred că ar trebui și pentru agenții economici, așa o văd eu. Și sunt convinsă că s-ar putea găsi la un moment dat o variantă de a scădea cu un 0,2, nu cu 10%. Adică puțin, domnul primar. Să nu fim la maximum prevăzut. Încă o dată vă spun, această scădere, cât ar fi de minim, 0,1, 0,2, 0,3, este nesemnificativă pentru mediul de afaceri, dar nu... probabil împovărătoare și destabilizatoare pentru primărie. Deci oamenii de afaceri își doresc un oraș care să fie asfaltat, să fie pavat, să arate, nu acel 1, 2, 3, 5% reducere de impozit. Eu vă spun, reducerea care avem spuneți... infrastructură rutieră, avem infrastructură pietonală, dar nu mai avem infrastructură umană. Deci nu ești oare nevoie de încurajarea mediului privat. Și încurajarea mediului privat o putem face, în primul rând, prin scăderea taxelor și impozitelor locale către persoanele juridice. Lorința... N-am spus să o faceți. Și, asta e principiul meu. Fiecare vede lucrurile în maniera personală, că până la urmă oricum de aia democrație. Însă cred că scăderea, măcar începerea unui proces de scăderea taxei, în fiecare an, în modul că anul ăsta scad cu 0,1, anul viitor cu 0,2. Adică în momentul în care te uiți, poate un investitor se uită pe o harta, modul în care arată taxele la fiecare, la nivelul fiecărui UAT. Și spune, bă, la urmă, ești la maxim, nici nu are sens să mă duc să încerc să fac un business acolo. Mă duc în altă parte, unde îți la jumătate taxele. Nu știu, așa. Mediul de afaceri, în urmă cu un an sau doi, nu mai știu când, a cerut o blocare a taxelor pe 10 ani. Care m-am aprobat-o. Bun. Asta nu înseamnă că noi nu mai avem voie să creștem. Asta e indexare, nu e creștere de taxe. Păi, dar n-avem cum să ne mai creștem. Scuzați-mă, pe 10 ani, nu prea mai aveți o să mai creșteți. Ce nu mai creșteți? E maxim. E vorba de alte taxe, de alte... Eu zic că avem o formă de taxare stabilă, previzibilă pentru mediul de afaceri, știu la ce se înhamă. Dar este maximă, nu știu... E cam vorba, e un rețelă și dă o cămașă. Mai o secundă, nu știu ce afaceri faceți dumneavoastră, de vă băietați?
Eu nu știu ce afaceri faceți dumneavoastră, de vă băitați de 10% impozit pe clădiri. Este doar o discuție. Eu vă spun că... E doar o discuție pe care putem o discutăm. Dacă doriți o discuție, dar până... Încă o dată vă spun. Pentru mediu, din punctul meu de vedere, eu vorbesc din prisma, făcând abstracție că sunt primar, făcând că nu e nicio necunoscută, făcând... Spunându-vă, știți bine că vin din mediu de afaceri. Eu vă spun că... Este nesemnificativă reducerea aia, e efectiv nesemnificativă pentru mediul de afaceri, în schimb, ușor împovărătoare și destabilizatoare pentru buna funcționare a primăriei. Din punctul meu de vedere, cu toți oamenii de afaceri care am vorbit, nu s-au plâns de acei 5%, nu am auzit pe nimeni, oamenii vor drumuri, vor... infrastructură, vor ca orașul să dezvolte din toate punctele de vedere. Nu a cerut nimeni 5% reducere la impozit. Acum, în spunea că nu e ok să dăm acel 10% pentru plata anticipată. Oameni, că distruge bugetul, că nu o să mai fie. Adică, ușor, ușor. Cine a spus? Primarul dumneavoastră, cel dinaintea dumneavoastră. Tot la fel spunea că, doamne, nu e ok. Adică, este ok în momentul ăsta. Oamenii vin, plătesc anticipat, îi dă un bonus 10%, nu știu cât se pierde primăria din ecuația asta. Pierde sau nu pierde, că n-ai o formă de a putea folosi banii pe timpul anului, să-ți poți bugeta cumva activitățile din timpul anului. Pe, așa avem și bani, să ducem de 6 milioane. Dacă mai sunt discuții, da, dacă nu supunem la vot amendamentul depus de Partidul Național Liberal, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Încă o dată la abțineri, vă rog frumos, cine s-a abținut? 1, 2, 3, 4, 5. 5 abțineri. 6. Online-ul, doamna Botezatu Maria. Doamna Botezatu. Domnul Bujor, Dumitru Marcel. Abțin. Abținere. A zis că votați pentru la toate, domnul Bujor. Nu m-am dat să vă abțin. Domnul Dobre. Pentru. Domnul Dumitru. Pentru. Ticlarul Dana Cerasela. Împotrivă. Vă mulțumesc. O să trecem la amendamentul depus de domnul consilier Cimpoieșu. Vă rog să-i dați citire. Amendamentul la regulamentul privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici în municipiul Onești, anexa 6. La capitolul 3, secțiunea 4, articolul 8, adăugăm un punct 8.3. Dacă există depuse declarații informative inițiale și nu au apărut modificări cu privire la numărul persoanelor care locuiesc într-un imobil sau la numărul angajaților persoanelor juridice, persoanele fizice și cele juridice nu pot fi sancționate pentru nedepunerea declarațiilor până la 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic. Am făcut acest lucru pentru a proteja locuitorii municipiului Ionești de eventuale amenzi sau de eventuale abuzuri ale unui funcționar. N-a fost cazul până acum, nu s-a întâmplat, dar e bine să prevenim. Yeah.
Ionescu. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abține. Online. Doamna botezată Maria. Bujor Dumitru Marcel. Fiind pentru domnul Cipăieșu, pentru, cu toată dragostea. Domnul Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Chiclaru Dana Cerasela. Pentru. Da. Mai avem un... Să zicem amendament cu rectificare. Da. La capitolul 10 al 1 la contravenție, e modificat valoarea 376,98 în 377,68, la fel și la 10.2, din 376,98 în 377,68, la fel la articolul 18, la taxa de salubritate, la articolul 18, litera A, la fel e locuit la valoarea aceasta, 376,98 în 377,67 și la fel și la litera B. Și ce? Și ce, domnule? Și ce? Domnul director. Da, sigur. Totul e trebuie. Sunt de vedere ok. Discuții și cu vot. Dacă sunt discuții, dacă nu o să punem la vot, cine este pentru amendamentul domnului Zan? Împotrivă, abține online. Doamna botezată Maria. Bine. Doamna botezată. Domnul Bujor Dumitru Marcel. Petru. Dobre Costel. Petru. Dumitru Mihai. Petru. Ticlarul Dana Cerasela. Vă mulțumim. Supun la vot proiectul cu toate amendamentele, așa în forma prezentată. Amendamentul de care ai votat, celălalt de două. Dacă sunt discuții pe proiect. Nu știu. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abține. Online, nu? Botezatul Maria. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Abținere. Dumitru Mihai. Abținere. Ticlaru Dana Cerasela. Doamna Ticlaru. Proiectul numărul 20. Probleme de interes local. Doamna Ticlaru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 20, proiecte de interes local diverse. Vă rog, domnule primar, mai este cineva? Permisiunea dumneavoastră, doar maxim 5 minute, vă rețin atenția pentru a vă prezenta două situații. Zic eu de interes local și pentru a înțelege eforturile care se fac atât în DPP, cât și la nivel de oraș, ca și infrastructură. V-au fost înainte de ședință niște situații prin care se prezintă, prin care am prezentat cantități luate de la colegii din cadrul de VPD care se ocupă de aceste situații
prin care sunt prezentate cantitatea de asfalt care s-a produs și s-a așternut în cursul acestui an. În aceste cantități intră energie electrică, gaze și motorină consumate de întreaga societate DPP, nu doar pentru asfalt. Adică tot ce au consumat DPP-ul, motorină și la toate lucrările care le-au întreprins în acest an. Și veți vedea un total a materii agregate și consumabile de 4.821.422 de lei cu TVA. Și s-au produs 11.140 de tone, aproximativ 550 de bascule de asfalt. Din acest asfalt, 5.800 de tone s-au turnat către terți contracost, 5.300 de tone s-au turnat în oraș, inclusiv pe drumul ieșirea spre Brașov. Pe cele 5.800 de tone care le-am turnat pentru terți, s-au încasat 4.742.000. Adică toată cheltuiala orașului la nivelul acestui an a fost de 80.000 de lei. Dacă facem diferență, ce am încasat și ce am cheltuit. Cele 5.300 de tone care le-am turnat noi anul ăsta ne-au costat 80.000 de lei. Că a fost bun, că a fost rău, că a fost gros, că a fost subțire, că a fost în valuri, a costat 80.000 de lei. În care intră și toată motorina consumată de toate utilajele și tot ce a consumat de pe în aceste luni. Asta e una din situații. Adică, încă o dată, repet, s-a turnat aproape gratis asfalt anul ăsta, peste 250 de rabe de basculi de asfalt. O altă situație care vreau să vă prezint, să înțelegeți nivelul, nu neapărat dumneavoastră, cât și oneștenii, sunt sigur că interesează, nu toți reușesc să plimbe prin oraș și în toate colțurile orașului. Anul ăsta, exceptând ce s-a făcut în piațeta Casei de Cultură, vorbesc doar de incinte, s-au montat 40.614 metri pătrați de pavaj și 45 de kilometri de bordură. Am făcut un calcul așa, doar ca să văd cam care a fost efortul, peste 9 milioane de kilograme, 9.000 de tone de pavaj s-a montat în acest an. Pavaj care, trebuie să înțelegeți, s-a luat la mână de cel puțin două ori. Pe dată le iei paletă, îl pui lângă, după care le iei și îl montezi. Eu îmi propun ca anul viitor, până în luna mai, să încheiem de reabilitat toate trotuarele la nivel de oraș. Vorbim de cartiere, cel mai sigur, cu voia lui Dumnezeu, doamna director poate să confirme, este aici. Îmi doresc undeva în timpul lunii martie să începem să înceapă lucrările de introducere case în cele patru cartiere. Cele două cartiere mari, Slobozia cu Borzești, Slobozia cu Belci și Borzești cu Crucea de Piatră. Cât de repede trebuie să iasă autorizația de construcție, urmând în perioada imediat, în ianuarie, ne-am propus să scoatem la licitație pentru execuție. Eu îmi doresc ca în această vară, până în toamnă, oamenii din aceste cartiere să aibă gaz în case. Este o dorință a acestor locuitori, o dorință a mea, o promisiune făcută pe care, cu voia lui Dumnezeu, o voi onora. Am obținut și finanțare de 6,5 milioane pentru această investiție. Nu sunt doar bani de la bugetul local, diferența este de la bugetul local. Nu voi mai enumera câte proiecte s-au accesat, cât un stadiu, pentru că dumneavoastră le știți și la fel și oneștenii. Mulțumesc! Dacă mai sunt, vă rog, domnule. Da. Domnul sergentul, am văzut acolo două de sărbători cu grupul Consiliu Local, un mesaj în partea de astră referitor la un om politic. Nu cred că este locul grupului de Consiliu Local să expunem
afirmații și viitoare, indiferent. Nu știu dacă noi vreodată, am pus afirmații chiar pe grup sau la altă parte, ce pe pagina personală, afirmații și viitoare la un membru politic. Am captura de pe grup și numele dumneavoastră. Pe ce? Pe consilmăță. Probabil că ați greșit grup. Asta e la am mai pus și am. Dacă mai scrie tot în scrie, tu la cuvânt? Eu n-am avut ca să-i dă. Aș dori pe doamna Angel să deblocheze toți consilierii locali la telefon și să răspundă. Pentru că eu înțeleg că are volum foarte mare de muncă, dar dacă sunăm alți colegi de-ai dumneavoastră, nu ne dă nimeni niciun fel de informații, toată lumea ne redirecționează către dumneavoastră, că a spus un pic de monopol. Mi-aș dori foarte tare, dacă ați spus monopol, să vă descurcați. Că în momentul în care ți-asumi multe, te faci singur. Vrei să te ajute colegii? Eu nu cred că dumneavoastră ați spus acum în cadrul Consiliului Local că eu am pus monopol. Eu cred că fiecare funcționar public are obligativitatea de a vă răspunde și eu pot să vă răspund doar în limita timpului acordat. Pentru că dacă în acel moment sunt pe o ședință online când mă sunați, cu tot respectul cuvenit, sunt cu ministerul și nu pot să vorbesc cu dumneavoastră. Nu pot să răspund la telefon 24 de ore din 24, pentru că am atribuții pe care trebuie să le duc la îndeplinire. În momentul în care vedeți că nu v-am răspuns telefonic, aveți posibilitatea să-mi trimiteți un mesaj, aveți posibilitatea să-mi trimiteți un mail. De fiecare dată, de câte ori mi-ați solicitat orice informații, ați aflat informațiile dumneavoastră. Dacă acum, în această perioadă, când am atâtea proiecte pe care trebuie, nu am răspuns la un telefon, asta nu înseamnă că nu aveți posibilitatea să îmi puneți, să-mi trimiteți un mesaj sau să faceți acest lucru cu ceilalți colegi. Arătați-mi un coleg de la mine, din subordine, care a zis că nu are voie să vă transmită informații sau documente. Nu am zis că nu ați spus că am pus monopol. În condițiile în care am spus că am... Vă rog totuși afirmație de acest gen că am pus monopol, am obligat ceilalți colegi să nu vă transmită informații. Vă rog, doamne. Nu, dumneavoastră ați făcut afirmația asta și în condițiile în care ați făcut asemenea afirmații trebuie să aveți și niște argumente care să stea la bază. Arătați-mi un coleg de-al meu care nu v-a răspuns la informații dacă eu nu am putut să vă răspund și v-am spus că nu am voie. Asta. Eu atât v-am spus că mi-aș dori să ne răspundeți la telefon. Când colegi pot vă răspund la telefon. Dacă nu pot să vă răspund la telefon, vă rog să-mi transmiteți mesaj. Deci, când pot vă răspund la telefon. V-a sunat joi, de două sau de trei ori. Vineri iarăși v-a sunat. Nu i-ați răspuns la telefon. Nu, nici copilului meu nu i-a răspuns la telefon pentru că am avut probleme personale, nu pe probleme personale, am avut probleme de serviciu. În momentul în care am fost, eu sunt aici în primărie până la ora la 6, la ora 7. Dacă nu pot în acel moment, aveți posibilitatea să-mi trimiteți un mesaj. Dacă nu, întrebați colegii din subordine, pentru că am o grămadă de directori și o grămadă de șef servicii care vă pot da informațiile pe care le solicitați dumneavoastră. Dar vă rog să nu spuneți că este un monopol. O muncă în această perioadă aproape peste puteri, stau oamenii de eu sunt blocată pe telefonul doamnei Angel. Deci nu este normal, da? Eu știu că poate sunt agasată de multe ori cu telefoanele, poate cer prea multe informații. Există varianta de mail și general. Nu are voie un director general să blocheze... Dar să știți că telefonul meu nu e telefonul serviciu, este telefonul personal. Ceea ce înseamnă că am posibilitatea în timpul programului, dacă sunt pe o activitate, să nu pot să răspund. Pe telefonul de serviciu, pe mail de serviciu. Pe adresa de e-mail de serviciu. Să înțelegem că un director general din primărie nu comunică... Nu are telefon de serviciu. Nu are telefon de serviciu. Telefonul de serviciu, vă răspunde cu e-mail. Păi nu cumva, dacă e telefonul personal și în primărie, nu, din câte știu eu, nu există telefoane de serviciu, de mult timp nu mai au fost achiziționate. Înseamnă că la fel ar trebui să facă toți funcționarii din primărie păi și nu se întâmplă. Deci toată lumea nu puteți obliga pe cineva să răspundă pe un telefon personal. Avem adrese de mail oficiale, cele pe care corespondăm și transmitem, dacă e să vorbim legal. Eu sunt sigur că dacă timpul îi permitea răspundea, nu se pune probleme așa ceva. Așteptam la această ședință ce mi-a spus dumneavoastră cele legate de... Și am transmis. Da. Prin secret.
v-am comunicat informațiile, așa cum am obligat, le-am comunicat informațiile. Aveți dumneavoastră atât personală cât și cea de serviciu. Avem confirmare atât aici la dosar, că nu ca fiul dumneavoastră. Nu pot să mai zic, aveți atât personală. O să mă uit, atunci scuze, verific și dacă n-am primit, o să verific. Păi da, aș fi așteptat și scuze și cu privire la monopol. Din punctul meu de vedere, sunt afirmații total nefondate. Așa sunt ce scuze, vreau să știți. Ok, atunci să... Da, s-a înțeles. Domnul Cimpoeșu? Vreau să zic ceva la dreptul acest domnul secretar. Telefon personal, telefon de serviciu sau alt, orice altă formă are autorul de program și aici fac o paranteză. Când vă obligine, doamna Andreea, să răspundeți 24/24, dar ce să vedeți, 8/24 trebuie să răspundeți la telefon. Dacă nu răspunde la telefon, vă rog frumos. Păi nu, dar n-ar trebui să răspundă persoana care se ocupă. Da, pe mail. Mailul este oficial, îi stă în picioare la orice instanță. E document oficial când vă răspunde pe mail. E mai sigur decât vă răspunde la telefon când vă dă un răspuns în scris. Mult mai corect. Știți că răspunsul ăla la telefon? Scutește foarte. Deci sunt consilier de ani de zile. Niciodată, niciun funcționar, nu am pățit cu niciun funcționar acestor lucruri. Lumea din primărie se comportă impecabil, toți funcționarii. Bun, dacă este prima dată nu-i scuzabil, dacă e prima dată nu-i scuzabil, vă spun eu că este, au foarte, foarte multe. Duceți-vă, încercați să vorbiți cu oricine din, să vedeți cam cât îți deprinși toți din direcția. De nu ce știți cu primăria asta, s-a muncit întotdeauna. Aș dori din suflet ca fiecare primărie din Onești, din România, să aibă un DPP ca al nostru, așa eficient și productiv, auzind realizările pe care le-a obținut în 2023, expuse de domnul primar, nu pot decât, vă rog să vă uitați, să-mi scot pălăria în fața DPP-ului nostru. Vă mulțumesc! Dacă ați fi citit cu atenție, nu vă mai scoteați pălăria. Dacă mai sunt închise, dacă nu declară închise lucrările ședințe de astăzi, bună ziua!